Cartea mea este despre un personaj puțin ciudat pentru România, dar aș spune că și pentru Europa, pentru că este o femeie, în primul rând, agorafobă. Sigur că la un moment dat va scăpa de această fobie, dar va trebui să rezolve un caz fiind agorafobă. Și mai mult de atât, este o femeie atipică. Este o femeie bărbat, aș putea spune, chiar dacă are inimă, sentimente, arată a femeie, gândește foarte mult ca un bărbat. Personajul principal este Iolanda Știreanu, este criminalist, cred că este unul din puținii criminaliști din istoria romanului polițist românesc. Nu mi-aduc aminte să fie altul. Am vrut să scot în evidență ceva. În România există această cultură a polițistului, să spunem. Toți spun că polițiștii sunt cei mai proști oameni de pe pământ, dar niciodată nu se face diferența între polițiști, pentru că unii sunt cei de pe stradă și alții sunt cei care lucrează la crime. Iolanda Știreanu dovedește că este un criminalist adevărat, așa cum au englezii, așa cum au americanii, așa cum au alții. Am auzit ușa deschizându-se, panica a început să dispară, încet, ca o perdea trasă, și totuși, cum am ieșit din baie și am auzit glasul străin, nebunia s-a instalat din nou. Un fir de praf pătrunsese în cubul meu ermetic. Pielea mi s-a încrețit, iar picioarele nu voiau să mă mai pornească spre camera principală. Mă durea în capul pieptului, iar în mintea mea se auzea un singur glas, al ei, al doamnei Stoian, strigându-și fiul și aruncându-se pe mormânt, dramatizând momentul mai mult decât ar fi fost necesar. Atipic ar fi acest lucru, că este pentru prima dată, cred, în romanul polițist românesc, când un detectiv este nevoit să rezolve o crimă de la 600 de kilometri distanță, în propriul ei apartament, pentru că este frică să iasă afară din casă și este nevoită să strângă informații, să facă orice pentru a aduce martori la ea, pentru a aduce oameni care să-i ofere informații. Și atipic, cel mai atipic lucru, știu că s-a mai folosit, dar asta am aflat abia după ce am scris eu cartea, este că am folosit personaje reale și unul dintre personaje care este și personaj principal este Bogdan Hrib, editorul meu român. Crima se petrece într-un orășel foarte, foarte mic din România. Este un sat mare, așa se și numește, Satul Mare. Să spunem că este un oraș sat, iar acțiunea se petrece în București, în apartamentul Iolandei. Apoi s-a uitat la mine, dar nici atunci nu m-a privit cu ură sau răceală, ci doar cu milă, de parcă ar fi știut ce are să mi se întâmple. Parcă și-ar fi dorit toate astea, îl înmormântaseră fără să găsească ca dragul. Fusese mai mult un gest simbolic, poate că de asta nici nu o înțelegeam. Mi-am dat seama că stau în fața unui bărbat abia după un timp. El se holba la mine de parcă era prima oară când vedea cu adevărat o femeie. Intrusul stătea pe canapeaua mea, mângâind în silă pisica pe care o adusese Carmen. Aproape că mi s-a făcut rău din nou, dar caracterul infect pe care îl dețin mi-a luat-o înainte. Foarte mult din ea sunt eu. Îmi place să fac ce vreau. Trebuie să spun că bărbații în România încearcă întotdeauna să exercite. Bine, acum să nu generalizăm, dar 90% dintre ei încearcă să exercite o anume putere asupra femeii. Încă a rămas acea percepție, eu sunt bărbatul în casă. Și atunci femeile au două opțiuni, ori să supun, ori rămân singure. Sau, bineînțeles, există și a treia opțiune care este mai... Se găsește mai rar, găsești un bărbat destul de inteligent pentru a putea fi alături de el. Și foarte mult din Lala sunt eu, pentru că
nu accept să pună presiune asupra mea, îmi place să fac ce vreau, îmi place să spun ce gândesc, chiar dacă ceilalți se supără uneori. Și îmi place să fiu liberă, pentru că despre asta vorbim. Să am libertatea de a mă exprima, măcar libertatea de a mă exprima. Când am început să scriu, Bogdan Hrib chiar m-a încurajat, a zis, bine, haide, vină cu ceva nou pe piață, vreau să văd că poți și altceva. M-a încurajat foarte mult, am vorbit foarte mult atunci la telefon, prin mail-uri, eram foarte excitată de această perspectivă că în sfârșit scriu ceva nou și fac ceva nou. Îl sunam tot timpul, vorbeam tot timpul, îi spuneam ce se întâmplă în carte și mie mi s-a părut, cel puțin așa mi s-a părut mie, că a fost destul de impresionant de cum am schimbat stilul și i-a plăcut cartea. Dar de ce scrii? Îți place să scrii sau care e motivul principal? În primul rând, scrisul mă eliberează. Am început să scriu fantasy pentru că și acum îmi place foarte mult să visez, dar cred că atunci eram puțin mai mică și încă nu vreau să ajung la perioada maturizării și îmi plăcea să creez alte lumi, alte obiceiuri. În plus, mie mi-a plăcut foarte mult istoria Angliei și a Franței. Îmi plac foarte mult poveștile cu regi și regine. Și atunci am pus în scenă tot felul de povești cu regi, regine, pitici și... Datorită Profusion Crime am ajuns aici, Mike Philip și Ramona Mitrică ne-au adus aici pe trei dintre noi, pe mine, pe Bogdan Hrib și pe George Arion, ne-au tradus și pot să spun că au făcut o treabă foarte, foarte bună și bineînțeles că ne-au oferit și posibilitatea de a ne lansa aici, pentru că este o posibilitate. Motive, cum ai convinge. În primul rând, cartea mea este foarte amuzantă și este foarte bună. Și vă asigur că nu veți ști până în ultimul moment cine este criminalul, pentru că nu am știut nici eu. Așa că cititorii nu au cum să știe. Iar Iolanda Știranu îi va impresiona. Dacă i-a impresionat pe români, sunt sigură că va impresiona pe oricine.